Haideți să ne ridicăm cu toții înaintea Domnului și vă invit cu drag, cu respect, să citim din Geneza, din capitolul 45, începând cu versetul 1, câteva versete. Geneza 45, cu versetul 1. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Și a strigat: Scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: Eu sunt Iosif mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți au rămas înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți căci m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată sunt doi ani de când bântuie foametea în țară și încă cinci ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă, devăsuiți la tatăl meu și spuneți -i. așa a vorbit fiul tău Iosif. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi, amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Venim înaintea dumneavoastră cu salutări sfinte din Cluj, din partea fraților din Biserica Albinii, unde slujim cu ajutorul Domnului. Și în seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă acest cuvânt. Despre un mare om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Este și în legătură cu textul pe care l-au citit frații tineri și au vorbit din el. Și să știți că aici avem una din cele mai frumoase istorii, cele mai frumoase istorii din Vechiul Testament despre cum iubirea este mai tare decât ura. Iubirea întotdeauna va câștiga, chiar dacă este o iubire rănită, să știți. Hristos Domnul ne-a demonstrat lucrul acesta. Iubirea Lui a fost rănită de om și totuși a rămas și rămâne în vecii vecilor, pentru că iubirea este Dumnezeu. Fraților și surorilor, îl avem în fața noastră pe un om al lui Dumnezeu care a avut ca și fiecare dintre noi, cei mari, a avut copilărie, a avut tinerețe, a avut maturitate și a ajuns la bătrânețe. Ca oricare om de pe planeta aceasta care a reușit să ajungă la o vârstă înaintată, așa a fost și omul acesta. Haideți să ne uităm puțin la omul acesta. Pentru că în calea iubirii Lui și în calea iubirii noastre, Dumnezeu așează niște teste, niște examene. Și noi suntem examinați de Dumnezeu la capitolul iubire. Amintiți-vă ce spunea pilda Domnului Hristos, citită în seara aceasta. Un om îi datora unui împărat zece mii de galbeni, zece mii de galbeni. În original, 10.000 de talanți, talantos, scrie. Talantul era echivalentul la 36 de kilograme de aur. Gândiți-vă dumneavoastră, 10.000 înmulțit cu 36 de kg de aur. Cât vine? Extraordinar! Cât de mult trebuia omul acesta să plătească? Cât de mult! Cineva a făcut un calcul și a zis că ar fi trebuit să trăiască 164 de mii de ani ca să poată să acopere datoria asta. Gândiți-vă un pic, cine poate să trăiască atâta? Nimeni, 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 numai Dumnezeu locuiește în afara timpului. Și ca să urgenteze Dumnezeu sentimentul de iertare în inimile noastre, ne transmite prin pildă aceasta, dacă tu nu-l pe fratele tău, pentru că ce s-a întâmplat omul ăsta care avea o așa de mare datorie și întotdeauna când citim în Noul Testament, în Vechiul Testament și când este vorba de o pildă, special de o pildă, împăratul e simbolizat Dumnezeu prin împărat. Simbolul lui Dumnezeu este împăratul împăratul, pentru că Dumnezeu e împăratul împăraților. Și omul ăsta e un funcționar, un oficial al împăratului care a ajuns în datorie. Și el îi, îi datora împăratului suma asta uluitor de mare. Și împăratul a zis, nu nimic, îl vând pe el, pe soție, pe copii, cum va fac? Și recuperez ceva din datorie. Dar omul ăsta a plâns, s-a rugat și a zis iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Și împăratul iartă dacă când se întâlnește cu fratele lui, îl strânge de gât. Și împăratul aude și împăratul se supără și spune nu-i nimic, arestați-l și duceți-l în închisoare. Nu-l mai iert deloc pentru că el n-a iertat 100 de lei, 100 de dinari. Plata a 100 de zile de lucru, el n-a iertat-o tovarășului său. Și el ar fi trebuit să muncească milioane de zile, milioane, sute de milioane de zile, trebuia să muncească. Și ăla ar fi trebuit 100 de zile să muncească ca să-i plătească. Și el trebuia să-mi plătească mie milioane de zile. Nu merită iertarea mea. Și este imaginea noastră, fraților și surori. Pentru că Dumnezeu ne-a iertat mult, mult. Pe Dumnezeu l-a costat iertarea ta și iertarea mea cu sângele fiului său. Așa de mult l-a costat pe Dumnezeu iertarea mea și iertarea ta. Și eu să nu-l iert pe cel de lângă mine, Doamne, ai milă de noi. Domnul să ne ajute să iertăm, fraților. Uitați-vă la istoria acestui om, da? Primul capitol din viața lui e Geneza 37 și doar le punctez așa. Pentru că aici Dumnezeu l-a supus pe omul acesta testului iertării. Și el nu l-a trecut încă aici, în capitolul 37, și a trebuit să-l reia Dumnezeu în viața lui. Dar în cadrul familial, da, testul numărul 1 a fost testul copilăriei lui, o copilărie de aur petrecută la Hebron, o copilărie în care notăm aici, Israel, adică Iacov îl iubea pe Iosif mai mult decât pe frații lui, i-a făcut o haină frumoasă, frații lui au început să-l urască, spune versetul 4, da? ură să zicem, 25%, da? din borcanul la mare cu ură, 25%, ură. Versetul 5, el visează un vis, îl istorisește, ura crește, 50%. Visează alt vis, uitați-vă în versetul 8, frații îl urăs și mai mult, ura crește, 75%. Astea le-am pus eu așa, ca să vedem până unde merge ura. Îl cheamă tata și zice, știi ceva? Frații tăi departe, sunt cu oile, du-te și vezi ce fac frații tăi și este testul iubirii și este testul familial, aici trebuia Iosif să-și ia testul acesta, examenul acesta. L-a dat mai târziu, o să vedem imediat. Ajunge la Sihem, întâlnește pe un om, ducea mâncare, era greu și omul ăsta îi spune, știi ceva? Frații tăi mai departe, s-au dus la Dotan și merge mai departe. Și acum uitați-vă în Geneza 37 cu 20, ura ajunge la 100%. Veniți să-l ucidem, să-l aruncăm în gropile acestea, să-l mințim pe tata nostru că l-a sfârșit o fiară și l-au luat și l-au aruncat în groapă. Trec niște madianiți, ăștia erau și rudenii, nu? Madianiți erau fiicheturei, erau neamuri cu tocmai cu Iosif, și vin verișorii ăștia de-al doilea, să zicem noi, și trec pe drum și lor le plăceau afacerile și imediat cei zece frați, că erau zece, Benjamin era acasă, nu era cu ei, erau zece, îl vând pe Iosif, pe fratele lor, pentru că ura lor era la 100%, au vrut să-l ucidă și au zis să-l vindem. Și au primit fiecare câte doi bănuți. Doi ochi avem, le -o orbit Diavolul cu aia, doi bănuți ochii, doi bănuți de argint, toți erau orbi de lăcomie și de ură și de răutate. Și-o trebuit ura să fie învinsă, dar ura nu se învinge prin ură, fraților. Focul nu se stinge turnând benzină pe el sau combustibil. Focul nu se stinge cu foc, Focul se stinge cu apă, fraților. Și ura, focul urii se stinge când torn peste ură iubirea lui Dumnezeu. Atunci se stinge ura. Și omul acesta, uitați-vă bilanțul copilăriei. Copilărie de aur, Hebron, test familial, test al iubirii și bilanțul final. Pierde familie, Pierde haina cea frumoasă pe care frații o iau și o sfâșie, și o moaie în sânge și o trimit la tata. îi se face un mormântare în lipsa lui. Deci pierde familie, pierde haină și își pierde libertatea. Își pierde libertatea. Și merge mai departe istoria biblică, și în capitolul 39, ne l arată al doilea a doua perioadă din viața lui și anume tinerețea, tinerețea. Și în tinerețea lui omul acesta este încercat nu în familie, la locul de muncă. Vine timpul în care ai crescut, ai plecat dintre frații tăi, te ai dus și te ai angajat și Dumnezeu zice testul iubirii la locul de muncă. Și uitați-vă cum vine diavolul. Dacă prin frați a venit cu ură, și în inima lui, Dumnezeu a rămas pentru că am uitat să vă spun bilanțul primei perioade, finalul bilanțului, da? A pierdut familie, a pierdut haina tatălui, a pierdut libertatea, dar nu și-a pierdut iubirea fraților. Iubirea lui era rănită, dar n-a pierdut-o pentru că iubirea este Dumnezeu. El îl avea pe Dumnezeu cu el. Așa spune Biblia. Domnul era cu el și mergem mai departe și priviți aici testul tinereții, testul de la locul de muncă, al doilea mare test din viața lui și tot test al iubirii. Să văd, zice Dumnezeu, copilul ăsta a crescut, s-a făcut tânăr, are în el înclinații, trebuie să se căsătorească, s-a angajat, hai să văd la locul de muncă ce se întâmplă cu el. Și uitați-vă ce spune Biblia, prosperitate la locul de muncă, versetul 2 din capitolul 39. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate mergeau bine, prosperitate, câștiga. Locuință de serviciu, locuia în casa stăpânului său egipteanul. 3, uitați-vă în versetul 4, avansare în grad la locul de muncă, l-a pus mai mare peste casa lui, i-a încredințat tot ce avea. 4. Încredere. Avea stăpânul încredere în el? Dar uitați-vă cum diavolul vine, și tot la nivelul iubirii lovește. Și aici vine diavolul cu o iubire ispititoare, cu o femeie îmbrăcată provocator. Uitați-vă propuneri indecente, versetul 7, culcă-te cu mine! Versetul 10, presiune psihică, în fiecare zi ea îi spunea aceleași lucruri și era o presiune groaznică în mintea acestui băiat, acestui tânăr. Și aici e tot testul iubirii, numai că se schimbă cadrul, este cadrul acesta locul de muncă și Domnul te pune pe tine la încercare să vadă îl iubești pe el sau iubești lumea la locul de muncă? Și acolo este locul testului tău. Treci testul sau nu-l treci? Dacă îl treci, ajungi și tu într-o zi, ca și Iosif, să fi înălțat. Dacă nu aici, pe pământ, cel ce va birui, va sta cu mine pe scaunul meu de domnie, zice Domnul. Și dacă pe pământ nu o să ai un scaun de domnie, într-o zi vei sta împreună cu Hristos pe scaunul lui de domnie, ca așa a zis Domnul, lăudat să fie El. Uitați-vă, fraților, la textul acesta pentru că vorbește tinerilor de astăzi. Presiune psihică în fiecare zi. Și de ce să nu recunoaștem? Ai telefonul în buzunar, vine gândul, băi, tu ai pofte în tine, ia uită-te și tu ca să-ți mai stâmperi poftele un pic. Te uiți sau nu te uiți? Accesezi sau nu accesezi? Faci sau nu faci? Și revin la ideea pe care am amintit-o. Focul nu se stinge cu foc. Focul iubirii din inima ta și a poftei pe care Dumnezeu de fapt a așezat-o în mod normal în trupul nostru, Focul acela nu se va stinge accesând și verificând și vizionând. Focul acela îl poate stinge Dumnezeu cu puterea Duhului Sfânt. Uitați-vă la omul acesta, la tânărul acesta. Merge mai jos, parcă gheara satanei. Și pe lângă propunerile indecente, pe lângă presiunea psihică. Omul acesta ajunge aproape la abuz fizic. Îl prinde de haină și zice, vino, vino. Și în momentele acelea, el își lasă haina acolo și fuge, și fuge. Și Uitați-vă cum progresează răul, femeia aduce o minciună, și apoi vine stăpânul lui cu gelozia care spune Cartea Proverbelor, în furie pe bărbat, și urmează pe diapsa. Bilanțul. Cele de-a doua perioade din viața lui, adică tinereții, este următoarea. Pierde prietenia stăpânului, haina stăpânului, pierde libertatea. Tot în acest bilanț, Iosif își păstrează iubirea de Dumnezeu și a rămas biruitor. În primul caz, nu, l-au încercat frații cu ura, iar rămas iubirea chiar dacă a fost rănită. În al doilea caz, l-a încercat diavolul cu o ispită, iar rămas iubirea, pentru că iubirea este Dumnezeu, fraților. Și urmează a treia perioadă din capitolele astea frumoase din viața omului acestuia. Și o numesc eu perioada Palatului. Omul acesta într-o zi ajunge la Palatul Regelui, la Palatul lui Faraon. Dumnezeu, printr-un concurs frumos de împrejurări, la omul acesta îi aduce în față iarăși un test, e același test, testul iubirii. Măi, Iosif, ce iubești tu acum? Iubești funcția? Iubești bogăția? Pentru că pe astea o să ți le dăruiască faraon. Ce iubești? Și Iosif stă în fața lui faraon și faraon, marele împărat, se uită la el și spune, am visat un vis. Am auzit că tu poți să faci lucrul acesta și să-mi dezvălui semnificația visului meu. Și faraon stă, Iosif stă și spune, nu eu, nu eu. Eu iubesc pe altul care descoperă tainele și acela se numește Dumnezeu. Nu iubesc funcția, nu iubesc bogăția, păstrează-le dacă vrei pentru tine, eu vreau să rămân omului Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat? Cum spune cineva, mărirea și onorurile le rânduie Dumnezeu pentru cei care fug de ele. Cam așa se întâmplă aici. Omul ăsta fugea de așa ceva? Faraon se uită, zice, așa om cu Duhul lui Dumnezeu în el, eu n-am mai întâlnit. Știți ceva? rezolvăm o situație. Dar ce face aici faraone? Dați hainele jos, aruncați-le în altă parte, alea-s haine de temniță, și în locul lor haine de insubțire. Dar ce înseamnă asta? Îl reabilitez în fața tuturor oamenilor. Toți oamenii să știe că omul acesta n-a fost un mizerabil, așa cum l-a acuzat femeia aceea că a vrut să trăiască cu ea. Omul ăsta a fost un om și este un om drept înaintea lui Dumnezeu, un om curat, îl reabilitez. Pe lângă aceasta, îl pun mai mare, spune 41 cu 40, peste casa mea. Îi dau funcția cea mai importantă din stat. Pe lângă aceasta, versetul 42, prima parte, îi dau autoritate, îi dau inelul ca să poată să semneze acte oficiale în locul meu. Pe lângă aceasta, 43 versetul, îl sui în carul care vine după mine și strigă înaintea lui oamenii, în genunchi, în genunchi, în genunchi. Ce pierdere a avut Iosif? Haina din închisoare am pierdut-o. Ce ai câștigat? Mi-a rămas iubirea de Dumnezeu. Dumnezeu m-a salvat din închisoare. Că a primit onoruri, le-a și pierdut. Când a plecat din lume, nu le-a mai avut. Că a primit bogății, le-a lăsat aici. Dar iubirea de Dumnezeu a rămas în viața lui. Fraților, atunci când stelele acestei lumi se vor duce, atunci când planetele de pe boltă vor dispărea. Atunci când pământul acesta cu tot ce este pe El va arde. Atunci când toate mașinile frumoase și casele frumoase se vor topi de căldura focului pe care Dumnezeu o va îngădui peste planeta albastră. Va rămâne caracterul tău. Și dacă ai avut iubire de Dumnezeu chiar rănită, aceasta va rămâne în viață, că iubirea este Dumnezeu, lăudați să fie Domnul. L-a pus și Domnul la încercare, tot pe tema iubirii. Se coboară frații lui în Egipt, ăsta e capitolul mare, al patrulea capitol din viața lui, da? Am parcurs copilăria lui de la Hebron, tinereția lui din casa lui Potifar, maturitatea lui la palatul regelui al lui Faraon. Și acum capitolul patru din viața lui și capitol decisiv este testul iertării, din casa lui, în casa lui s-a întâmplat treaba asta. Ce se întâmplă? Uitați-vă la capitolul 42. Frații lui pleacă în Egipt ca să-și facă rost de mâncare și intră în Egipt. Și Iosif zice: „Știți ceva? Pe mine Dumnezeu m-a pus la probă. Noi trebuie să fim viitorii 12 patriarhi din istoria poporului evreu, și eu trebuie să vă pun la probă și o să vă pun la probă.” nu vă pun probe mari, proba iubirii trebuie să o pun în dreptul vostru, dar înainte de asta vă pun proba sincerității. Și uitați-vă ce se întâmplă. Intră ei în Egipt, spune capitolul 42, Iosif îi vede, cine sunteți voi? A, sunteți spioni! Nu, nu, domnule, suntem oameni de treabă. Las că știu eu ce oameni de treabă ați fost voi. Ura voastră o țin minte, vorbele voastre rele, cum m-ați aruncat în groapă, cum mi-ați luat haina, cum m-ați trimis în Egipt, gol, dezbrăcat, flămând, toate le știu. Dar nu-i nimic. Vă pun la test. Ați zis că aveți un frate, da. Știți ceva? În închisoare, trei zile, să vedeți cât e de bun gustul închisorii, că eu am stat acolo vreo 13 ani, stați în închisoare și apoi mergeți acasă și îl aduceți pe frate. Uitați-vă ce spune capitolul 42, versetul 21. Când i-a dus Iosif în închisoare, atunci le-a venit mintea la cap. Și atunci a început conștiința să-i acuze și atunci a început sinceritatea să se vadă. Vai, am fost vinovați față de fratele nostru că am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul. Ruben zice, mă, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire, dar n-ați ascultat, măi. Iată că ni se cere socoteală pentru sângele fratelui nostru. Și vă dați seama cât au fost de supărați și de necăjiți. Atunci i-au apucat sinceritatea. Până atunci mințeau. Fratele nostru a murit, ei știau clar că l-au vândut. Fratele nostru a fost mâncat de o fiară, acum i-a apucat sinceritatea. Iosif i-a pus la probă și ei trebuiau să fie probați. Da, găsim capitolul 43, o altă paranteză, testul iubirii. Ce se întâmplă? Ei merg acasă, unul din ei a rămas în închisoare pe care îl chema Simeon și Simeon înseamnă ascultare și cu tâlc l-a luat Iosif tocmai pe Simeon, măi, ascultarea voastră e în lanțul, mă, voi nu sunteți ascultători de Dumnezeu, măi. O să vedeți, uite, Simeon în lanțuri, mergeți acasă și-l aduceți pe fratele vostru și se duc. Și până la urmă li se termină proviziile și trebuie să vină și merg la tata, tată, lasă-l pe copil, pe ăla micul, lasă-l cu noi, îl ducem. Și uitați-vă ce test le pune Iosif în față. Ați zis voi că mai aveți un frate, da eu știu ce frate aveți, că e fratele meu bun, dar ia să văd eu dacă vă pun aceeași cursă în față, aceeași capcană în față, exact cum altă dată m-ați vândut pe mine să văd dacă îl vindeți acum pe El. Să văd dacă vă iubiți tata la care i-ați promis că îl duceți înapoi pe copil, și vă pun la probă. Proba iubirii. Și eu am trecut-o cum am putut. Că uitați-vă, după ce ei și-au luat proba, examenul a trebuit Iosif să-și ia, examenul maxim. În casa lui s-a întâmplat totul. Și oamenii ăștia merg acasă, tată, lasă-l pe copil, lasă-l pe copil. Până la urmă, Iuda zice, știi ceva? Răspund în fața ta, lasă-l pe copil. Și tata lasă. Și ei se coboară în Egipt cu Beniamin, cu cel mic. Știți întâmplarea, nu? Iosif își ia paharul, îl ascunde în sacul lui Beniamin, și face așa un scenare și îl arestează pe Beniamin. Acum ăștia zece erau cu măgarii, erau cu proviziile, erau cu arginții și puteau să zică ca și atunci, altă dată la dotan. Nu ne interesează de fratele nostru, îl vindem acum la omul ăsta din Egipt și noi să ne salvăm pielea, mergem acasă. Au făcut așa? Nu, no, nu, no. Fraților, scrie aici că și-au sfâșiat hainele. Asta însemna semn de doliu. Toți s-au declarat morți, dacă e cazul. Toți suntem morți înaintea ta, pentru că noi suntem niște oameni vinovați. Noi fără copilul ăsta nu mergem la tata. Și uitați-vă aici la 44 cu 18 în jos, Mijlociria. mijlocirea lui Iuda, Domnule dragă, uite ți zic o istorie și începe cu istoria și începe să-i spună, uite tata a avut un fiu, tata a mai a avut și mai are încă unul și uite primul s-a prăpădit, s-a pierdut, dacă pe al doilea îl pierde, Domnule dragă, să știi că se întâmplă o tragedie, Tata nostru moare de supărare, lipi de copilul ăsta, să nu văd întristarea și mâhnirea tatălui meu. I-a cucerit inima lui Iosif. De ce? Au trecut cu toții testul iubirii. Îl iubeau pe tata și pentru că îl iubeau pe tata, l-au iubit și pe Beniamin. Dacă tu îl iubești pe tata din cer, iubește-l pe Beniamin de lângă tine. Nu te uita la el că e prea mic, că e prea nătând, că e prea prost, cum zicem noi de multe ori și nu-i bine că nu-i biblic lucrul acesta, nu te uita că e prea sărac, nu te uita că e prea colțuros, nu te uita că e prea rău și poate nu înțelege și te împunge că e prea mic, nu te uita la lucrurile acestea. Dacă îl iubești pe tata din ceruri, iubești el pe Beniamin din bancă de lângă tine, că tatăl din ceruri te va iubi și îți va răsplăti. Doamne ajută-ne la aceasta! și în capitolul 45, Iosif nu s-a mai putut stăpâni, strigă, toată lumea afară și ies toți afară. Și uitați-vă aici, uitați-vă aici că sunt chestiuni practice fraților pe care noi le putem învăța de la Iosif, da? La acest test final al iubirii, o iubire rănită, omul acesta face în primul rând întâlnirea în familie. Dacă ai ceva cu cineva, nu veni în plină biserică, frate, tu mi-ai greșit, ta, 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 și face aici un nume urât și rău. Nu! Rufele murdare se spală în familie. Ia al de parte, cum spune chiar Domnul, nu, în Matei, acolo în 18, dacă fratele tău are ceva cu tine, mă, ia al de parte și mustră-l între tine și el. Și poate că îl poți câștiga. Uitați-vă aici, da? Primul lucru, întâlnire în familie. Dacă ai cu cineva ceva, întâlnește-te în particular. Al doilea lucru, da? astea semne frumoase ale iertării. Al doilea lucru, plâns. Când vorbești cu cineva care ți-a greșit, nu uita să folosești lacrimile, lacrimile, că așa poți să topești gheața din sufletul celui de lângă tine. Povestea un frate păstor că într-o zi, o venit soția lui foarte supărată, i-a intrat lui în birou și a trântit, uite așa, pe birou un bilet. Era un bilet la film, copilul lor a mers la film și filmul ăla n-a fost un film bun, era un film urât și murdar și copilul lor a participat la film și era supărată. Și s-a dus și a spus copilului, să știi că supărată pe tine, eu ți-am dat viață, tu umbli pe căile lumii, ai ajuns așa de rău, te însoțești cu ticăloșii ăștia din lume, cu prietenii tăi și ai ajuns până acolo atâta de jos să participi, să vezi tu un film așa de murdar, mintea ta e murdară și ăsta s-a întărâtat de mânie. Și au zis, du-te la taică tu în birou, tata lui păstor, Tata lui pregătea predică pentru duminică, să predice la biserică. Vă dați seama ce, ce ispită și ce, ce întindere de nervi în capul acelui om. Numai asta nu-i mai trebuia, numai asta nu-i lipsea. Și intră copilul nervos, arogant. Își pregătea în gândul lui cuvinte ca să lovească pe tata lui. Și când ajunge în birou, Tata lui stă cu spatele la ușă, ședea pe un scaun și el se uită, mă, de ce nu e tata cu fața către ușă să mă vadă, să-l văd, ce se întâmplă? Îl vede pe tata că nu se mișcă, face mișcări, nimic. Se duce așa în conjoară biroul și iese în fața lui. Tata n-avea alte cuvinte decât lacrimi care îi curgeau pe ochi. Îl durea, îl durea, îl durea. În momentele acelea, copilul și-a pierdut toate cuvintele de răzvrătire și de răutate, a început să plângă, s-a pus pe genunchi și a zis: Tată, vreau să-mi cer iertare de la tine și de la Dumnezeu că te-am supărat. Fraților, nu uitați lacrimile, că lacrimile rezolvă mari probleme. Domnul să ne ajute. Uitați-vă ce spune despre Iosif, da? A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii. Pe lângă întâlnirea aia în particular, pe lângă lacrimi. Uitați-vă la omul acesta, zice, apropiați-vă de mine, apropierea fraților. Du-te și dă la celălalt o masă. Du-te și spune câteva cuvinte de apreciere ca să simtă că te-ai apropiat de el. Și apoi uitați-vă ce face Iosif aici, da? are niște cuvinte de mângâiere pe care le adresează fraților lui cuvinte până la limită. Putea să spună ticăloșilor, voi m-ați vândut, mi-aduc aminte de cuvintele voastre, tu mi-ai smuls haina de pe mine, tu ai muiat un sânge de țap, tu m-ai lovit cu un pumnul, tu așa, nu. A vorbit strict ceea ce trebuia. Asta e realitatea, voi m-ați vândut, dar Dumnezeu a făcut o minune. Eu am fost trimis de Dumnezeu ca să vă salvez viața. Și apoi, ultimul lucru pe care îl face el aici, și de aceea seamănă cu Isus Hristos, fraților, știți care este? Dărnicia! Dărnicia este limba pe care o vede orbușul, o aude surdul. Asta e dărnicia. Uitați-vă ce face omul acesta. Versetul 20 din 45. Să nu vă pare rău de ceea ce veți lăsa, că tot ce este mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi. Uitați-vă versetul 21. Le face cadouri. Dacă vrei să rezolvă problemă, rezolvă -o așa. O să vezi că Dumnezeu îți dă biruință cu lacrimi, mai faci un cadou și te împaci cu cel care e părâșul tău înaintea lui Dumnezeu, omul de pe pământ. Iosif le-a dat cară. Știți ce le transmite Iosif prin asta? Voi m-ați trimis pe jos până în Egipt. Am fost târât după cămilele ale, ale madianiților. Băi, să nu vă doară picioarele până la tatăl vostru. Vă dau și eu niște cară. Stați aici să nu vă doară picioarele. Voi, uitați-vă ce înseamnă să biruiești iubirea, să biruiască ura. Voi m-ați trimis flămând în Egipt și mă durea stomacul, mi era foame, îmi trebuia pâine, îmi trebuia măcar apă și n-am avut, că oamenii aia răi nu mi-au dat. Dar știți ceva? Să nu vă fie foame până la tata. Versetul 21 le-a dat merinde pentru drum. Voi mi-ați luat haina și mi-ați rupt-o și m-ați trimis gol și mi-a fost frig noaptea, mă topeam de frig pe drum. Dar uite ce fac eu, vă dau la toți haine de schimb, ca să nu vă fie frig pe drum. Fraților, oare nu așa a făcut Dumnezeu pentru noi? Hristos Domnul s-a suit de și cu crucea în spinare pe dealul căpățânii și El vine și îmi zice mie și spune ție, Binecuvântat să fie Domnul, zice Pavel, care zilnic ne poartă în carul lui de biruință, în Hristos Iisus, lăudat să fie Domnul! Uitați-vă ce face Domnul pentru noi și noi ca și frații lui Iosif am făcut la fel cu marele nostru Iosif cu Hristos. L-am trimis gol, nu, pe dealul căpățânii și el vine și zice, te port în carul meu de biruință. Hristos Domnul a suferit arșița în bătaia soarelui, acolo pe crucea din Golgota și a fost foame și a fost sete și a zis, mie sete Dumnezeule. Și vine Domnul Hristos și îi spune pentru setea mea și pentru foamea mea pe care le am, le -am avut acolo când eram pe cruce, știți ceva? Ție ți dăruiesc trupul meu. Trupul meu e pâinea care se dă pentru tine. Îți dau sângele meu ca să ai viață în tine. Îți dau apa vieții, îți dau pâinea vieții, ca așa a făcut marele nostru Iosif care ne a iertat. De ce să nu ierți și tu? Doamne, ajută-ne să iertăm și noi. Și exact la fel, uitați-vă. I-au luat haina lui Hristos și au jucat o Lazaruri. Și Hristos n-a mai avut haină. Și vine Domnul și ne spune nouă, știi ceva? Te îmbrac cu hainele mântuirii. Pun pe tine mantaua salvării. Îți dau armele luminii, acestea ți le dau eu. De ce? Ne-a iubit și ne iubește. Să învățăm de la marele nostru Iosif. El ne-a iertat fără să ne mai spună ce am făcut, să ne mai spună trecutul. Să iertăm și noi și vom fi fii ai lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.